au fost evenimente care au împărțit istoria omenirii în două. Nu de mult am sărbătorit nașterea Domnului, despre care se spune de atâtea ori, am împărțit istoria omenirii în două, înainte de Hristos și după Hristos. Au fost evenimente care au deschis două mari drumuri. Cunoaștem istoria lui Cain și Abel. De la început, omenirea a avut două căi. Pe de o parte, calea lui Cain și toți cei care s-au născut din el, care au ales calea răzvrătirii, calea păcatului. Și pe de altă parte, a fost la început Abel, apoi în locul lui Dumnezeu l-a așezat pe set și apoi din set, descendenții lui set, au fost fiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, care au umblat în calea căutării lui Dumnezeu. Au fost evenimente în istorie care au făcut diferența și noi sărbătorim în fiecare lună cina Domnului și avem ca un punct de reper, ca un simbol din Vechiul Testament, Paștele. Și știm că a fost o noapte, cum n-a mai fost niciodată până atunci, o noapte de hotar, de căpătâi, care a rămas întotdeauna ca cea mai măreață amintire a poporului evreu, când Dumnezeu a făcut diferența între copiii săi și cei care erau păgâni, egipteni, dintre neamuri. La miezul nopții atunci, Îngerul lui Dumnezeu a trecut și a dus una dintre cele mai mari plăgi, cea mai mare pedeapsă. În fiecare casă intra moartea, moartea întâilor născuți. Dar tot atunci, Dumnezeu în casa evreilor a lăsat binecuvântare și a lăsat viață. Și parcă vedem aceeași imagine, așa cum o sublinia aici cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus surprinde lucrul acesta, în mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Pentru că în noaptea aceea, Dumnezeu a spus copiilor lui Israel, aveți câteva lucruri de făcut, Trebuie să aduceți mielul ca jertfă, să stropiți cu sângele lui ușorii casei voastre și apoi să vă încingeți hainele, să porniți la drum, pentru că voi porniți la un drum. Și trebuie să fiți gata. Trebuie să fiți încinși, trebuie să aveți lumina, trebuie să fiți pregătit, să vă strângeți, să vă faceți bagajul, să luați totul cu voi. Și când voi da semnalul, ați pornit. Lăsați în urmă totul. Și acel eveniment a marcat, dacă vreți, diferența asta între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Cel ce crede în Dumnezeu și cel ce nu crede în Dumnezeu. Dar există un eveniment pe lângă cele pe care le-am amintit și lista poate continua din scriptură. Evenimente în care s-a făcut diferența, evenimente care au tras o linie, au marcat ceva. Există un, un eveniment care încununează toate celelalte evenimente. Și acel eveniment măreț este venirea Domnului Isus Hristos. Și marea problemă este că despre evenimentele în care am vorbit se mai puteau face schimbări, putea cineva să mai, să mai intervină cumva. Însă, după venirea Domnului, nu va mai fi nimic. Nu vor mai fi alte opțiuni. Atunci când Domnul va veni, nu vor mai putea fi alte opțiuni. Nu vor mai interveni alte schimbări. Nu se va mai putea face nimic. Una din marile probleme pe care le avem noi este că noi, ca oameni, suntem foarte fascinați de Apocalipsa. Suntem foarte curioși, vrem să aflăm multe. Și ucenicii au fost, și apostolii au spus, Doamne, când va fi, cum va fi? Avem multe întrebări. Pe mulți interesează când va fi asta. Și oamenii s-au apucat, s-au apucat unii să dea date și de-a lungul istoriei întotdeauna au existat oameni care au dat date, așa s-au născut adventiștii, care asta înseamnă, așteptători. Au dat o dată și au spus, așteptăm și când n-a venit, au schimbat-o. La fel au spus marturul Jehova, așteptăm, în anul de, va fi și așteptăm și n-a venit. Au venit și dintre ai noștri, și recent, și tot recent, că e anul 2000, că e 2000 nu știu când, că e acum, că e la anul, și oamenii sunt foarte interesați să știe când va fi. Să Domnul Iisus este foarte clar, și cu privire la întrebarea când va fi, el nu dă niciun răspuns și oricine spune altceva, nu face altceva decât să uh, evite adevărul Scripturii. Pe mulți interesează cum va fi și vor să așeze lucrurile cronologic, vor să pună pe ce strâmbițe va fi, semnul fiare, unde, când, cum, și au tot felul de, de idei. Sunt oameni care sunt interesați de întrebarea unde va fi asta, unde va fi instaurată împărăția lui Dumnezeu și au tot felul de întrebări, cine va fi, cine este fiara, e papa, va fi la Bruxelles, va fi la New York, va fi la Națiunile Unite, unde va fi, la Moscova, la București, fiecare și avea interpretările lui, însă ceea ce ne spune Domnul Isus, ceea ce văd eu din Scriptură și în general, din totdeauna, mi-a plăcut această întrebare pe care Petru a pus-o: pe, La care Domnul Isus a spus de atâtea ori: Nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Dumnezeu le-a lăsat în grija Sa. Nu trebuie să fim foarte interesați de, de evenimente, de succesiunea lor, cum va fi, unde va fi, cine va fi, când va fi. Nu asta, nu astea sunt întrebările la care ar trebui să răspundem noi și cea mai importantă și serioasă întrebare la care ar trebui să răspundem noi este ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Știind că toate aceste lucruri se vor întâmpla, știind că Domnul va veni. Pentru că n-ar avea absolut nicio, nicio relevanță, nicio importanță să am eu o descoperire, să mi se descopere mie Domnul și să-mi spună eu voi veni pe 27 ianuarie 2022. La ce îmi folosește mie dacă eu trăiesc în păcat, dacă eu n-am un caracter creștin, dacă nu, nu am în viața mea dragoste, bunătate, blândețe. De aceea eu cred că mai degrabă noi ar trebui să fim interesați de caracter decât de apocalipsa. Nu ți ajută la nimic. Dacă mori în noaptea asta, la ce ți ajută să știi cum va fi și trâmbițe și pe ce și câte, câte și câte apar din Apocalipsa, dar dacă tu nu ești gata, dacă tu mori în păcatul tău, nu ți ajută la absolut nimic să cunoști Apocalipsa. Să-ți dai cu părerea în Apocalipsa, să spui așa, e sigur, aici, acolo. Și sunt oameni atât de, de afectați, și petrec toată viața lor doar studiind ceea ce Domnul Isus ne spune, de fapt, să nu studiem. Adică să nu fim foarte interesați de asta. Și atâția se ceartă, și atâția s-au certat de-a lungul istoriei Bisericii, atâția și-au dat cu părerea cu privire la aceste lucruri, s-au scindat biserici pentru părerile astea apocaliptice și prea puțin se pune accent pe caracter. Pentru că Asta vreau să subliniez în această zi, să fim mai interesați de caracterul nostru decât de apocalipsă. Nu înseamnă să nu fim interesați, că nu ne interesează ce se întâmplă, însă vreau să spun ceva, că acum noi trăim în așteptare, acum noi suntem în așteptare, acum noi suntem în neștiință, oricât am vrea noi să părem de înțelepți, Domnul Isus, în primul rând, sunt peceți pe această carte, cartea aceasta a sfârșitului este pecetulită și nu-i nimeni vrednic, nu-i nimeni capabil să-i să pe rupă pecețele. Oricâte studii teologice ar face, oricât de, 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 ar vrea el să se creadă de sfânt, de neprihănit, nu-i niciunul vrednic să înțeleagă toate astea. Și apoi Dumnezeu a spus clar, toate aceste vremuri eu le țin în grija mea și apoi Domnul Iisus a spus că nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soracile, ci noi avem altceva de făcut. Noi trebuie să fim îmbrăcați cu putere de sus pentru că noi, în timp ce îl așteptăm pe Domnul, trebuie să lucrăm pentru Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci noi acum trăim în neștiință, oricât am vrea noi. El va veni ca un hoț, adică noi nu știm, va veni la ceasul în care nu ne gândim. Deci oricât ne-am chinuit noi, oricât ne-am străduit noi să aflăm secrete din astea, nu le vom găsi niciodată, ne vom înșela singuri. Noi trăim în neștiință. Domnul Isus va veni ca un hoț, că nu ne așteptăm noi. Acum noi trăim în întuneric. Totdeauna când se vorbește despre ziua Domnului, va veni ca un hoț noaptea, în, în întuneric, nu vezi prea mult. De aceea el ne spunea chiar, făcliile să vă fie aprinse. Acum, trebuie să ne gândim la o realitate. Dacă eu am o făclie, făclia mea nu poate lumina decât foarte puțin în jurul meu. Foarte puțin. Gândiți-vă la făcliile pe care le aveau ei, câtă lumină puteau face doar lumina din jurul meu, să văd eu pe unde calc, să văd eu pe unde merg și mai ales să se vadă fața mea. Atât. Făclia mea nu poate lumina o lume întreagă. De aceea Domnul Iisus spunea, aveți grijă la voi mai întâi. Aveți grijă la viața voastră. Aveți grijă la caracterul vostru. Asta trebuie să fie pentru voi lucrul cel mai important, cel mai de căpătâi. Acum trăim în pericol, Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni oameni cu răspunsuri la întrebările. Unde va fi? Uite la aici, uite la acolo. Cine va fi? El e acolo. Cine e Hristosul? Cine e Antichristosul? Cine e unul? Cine e altul? Și oamenii își vor, da, vor da cu părerea. Însă nu e important cine va fi Antichristul. Important și crede-mă că mai important este cine ești tu. Asta contează mai mult decât cine e Anticristul. Nu te ajută cu absolut la nimic să știi sigur cine e Anticristul. Sau de unde va veni. Sau ce va face El. Întrebări la care nu poți găsi un sens, nu le poți introduce undeva în logica vieții tale să te ajute la ceva dacă nu te schimbi, dacă nu te pocăiești. De aceea, cea mai bună întrebare pe care ar trebui să ne o punem astăzi, și vreau să putem răspunde la această întrebare pe scurt. Este ce ar trebui să fac eu ca să fiu pe partea dreaptă a veșniciei. Pentru că atunci când va veni Domnul, El va face un, un lucru extrem de important, de simplu. Va împărți, așa cum păstorul desparte oile de capre, unii la dreapta și alții la stânga. Deci, ceea ce va conta în veșnicie va fi vei fi pe partea dreaptă sau vei fi pe partea stângă? Depinde unde vei fi. De aceea să nu ne întrebăm prea mult, să nu stăm să cheltuim, să consumăm energia noastră foarte mult cu lucrurile ce se vor întâmpla, cu tot felul de păreri pe care noi le putem avea de, legate de, de Apocalipsă și de evenimentele zilelor din urmă, ci mai degrabă să ne întrebăm ce ar trebui să facem noi, cum ar trebui să fim noi vis-a-vis -vis de venirea Domnului Isus Hristos, ce ar trebui să fac ca să fiu pe partea dreaptă a veșniciei? În primul rând, eu cred că ar trebui să încep, pentru că viața este ca o călătorie. Ar trebui, în primul rând, să încep, să pornesc. Am întâlnit de atâtea, oameni, de atâtea ori oameni care au spus, dar eu n-am mai făcut niciodată asta. Orice lucru, până să fie făcut, n-a mai fost făcut. De atâtea ori sunt situații în viață pe care le faci pentru prima dată. De aceea, atunci când vorbim despre venirea Domnului, trebuie în primul rând să pornești. Pe drumul acesta, spre cer, în primul rând trebuie să pornești. Trebuie să începi. Noi pornim spre călătorie, așa trebuie să privim viața noastră. E ca o călătorie, ca un drum. De aceea ne spunea Fiți mijlocul încins. Mijlocul încins pentru, pentru evreu însemna ești gata să pornești la drum. Când ei se schimbau, când ei își luau haina, pentru că mai ales ei aveau și hainele acelea care erau poate dintr-o singură bucată, le puneau pe ei, dar trebuia la urmă să se încingă. Și când s-au încins era ca și cum ai spune acum, ți-ai strâns șnurul. Gata, ești gata. Ai tras fermoarul. Ești gata să ești, ești gata să pornești. Din punct de vedere spiritual în acest, a fi gata, a începe a porni, îl înțelegem ca fiind nașterea din nou. Trebuie să te naști din nou. Trebuie să începi. Orice lucru trebuie să aibă un început. Sunt oameni care atât amână începutul, atâta mână botezul, atâta mână pocăința, schimbarea, nașterea din nou. Dacă vrem cu adevărat să fim cu Dumnezeu în cer, noi trebuie în primul rând să pornim, să vă nașteți din nou, spunea Domnul Iisus lui Nicodim. Trebuie să începi viața de credință. Trebuie să te decizi să fie un, un, un moment crucial al vieții tale, în care să spui gata, de aici încolo, vreau să încep să îl slujesc pe Dumnezeu. Ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor. Ajunge că până aici ai umblat cum ai umblat. Există un moment de cotitură, un moment istoric în viața ta când spui, gata, mă decid, de astăzi vreau să slujesc lui Dumnezeu. De astăzi vreau să abandonez păcatul. De astăzi vreau să-mi schimb viața, vreau să-mi schimb comportamentul, starea, atitudinea. Pentru că dacă vine Domnul și tu n-ai făcut asta, Crede-mă, ești pierdut. Și nu pierdut pentru un an sau zece. Nu închisoare pe viață, pe 30 de ani, iar e ceva mult mai mult. Ești pierdut pe vecii. De aceea, vis a -vis de venirea Domnului, trebuie mai întâi să încep călătoria asta. Trebuie să încep a merge pe drumul acesta, să pornesc. Dar apoi, în al doilea rând, ce trebuie să fac ca să fiu pe partea dreaptă a veșniciei? Trebuie să îmi stabilesc foarte clar ținta, destinația. Care este așteptarea mea? Care este scopul vieții tale? Spre unde te-ai pornit? Unde vrei să ajungi? Ce ți-ai propus să faci cu viața ta? Care este sensul vieții tale? Pentru ce trăiești? E important să-ți pui întrebarea asta fundamentală a vieții, existențială a vieții, pe care se bazează existența ta. Copiii așteaptă să crească mari. Au așteptarea lor, au ținta lor, vreau să fiu mare. Apoi și iau din jurul lor. Niște modele, niște repere și îi spun, aș vrea să fiu ca. Poate un cântăreț, poate un sportiv, poate un actor, sau poate un predicator, sau poate un păstor, sau poate un proroc. Și au așteptarea lor. Tinerii se gândesc la căsătorie și poate viața lor Ținta lor, scopul vieții lor într-o anumită perioadă a vieții este căsătoria. Poate se îndrăgostesc și cea mai mare realizare este să se căsătorească cu persoana de care s-au îndrăgostit. Apoi, poate ținta lor este să termine o facultate, să aibă niște diplome, să aibă o anumită pregătire academică, să aibă apoi succes în viață pe plan profesional, pe plan material, financiar. Fiecare stabilește ținta, toate au o țintă. Și în general oamenii în viață își propun niște ținte. Când pornești la început de an, te gândești, ai o anumită țintă, îți propui ceva. Ce ne învață Dumnezeu, ce ar trebui astăzi să ne gândim într-un mod foarte profund, este că ținta noastră cea mai importantă, ținta centrală a vieții noastre trebuie să fie Domnul Isus, împărăția Lui. Venirea Domnului. Este că atunci când El va veni, eu să fiu gata. Sunt oameni care își propun ca țintă faima să ajungă cunoscuți, să aibă like-uri, să aibă vizualizări, să aibă nu știu ce să aibă, popularitatea. Să cea mai mare țintă este ca El, când va veni să te găsească veghind. Că nu-ți ajută la absolut nimic să ai toate diplomele din lume, să ai toate recunoașterile oamenilor, aprecierile oamenilor din lume. Nu-ți ajută la absolut nimic faima, popularitatea, bogăția, pregătirea, educația. Nu-ți ajută la absolut nimic dacă atunci când El va veni, nu te va găsi veghind. Și chiar religia ta. Sunt oameni care și-au făcut ținte și anumite ținte chiar vis-a-vis -vis de religia lor, chiar religioase, aparent bune, dar dacă nu vor fi găsiți veghind, dacă nu vor fi găsiți pregătiți pentru ziua aceea, caracterul lor, că asta contează cel mai mult, când noi vorbim despre, despre pregătirea, fi gata, înseamnă să ai caracterul să fii găsit fără vină și în pace, spune Scriptura. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, în ziua aceea, fără vină și în pace. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Și asta ne-ar putea ajuta pentru veșnicie altfel, Degeaba am crezut, altfel degeaba ne-am străduit, altfel degeaba poate ne-am propus diverse ținte, dacă nu ne străduim, noi așa ar trebui să trăim, în așteptarea aceasta, în pregătirea aceasta, atunci când vine Domnul, să fim gata. Doamne, ajută-ne tu. al treilea rând, ce trebuie să fac ca să fiu pe partea dreaptă a veșniciei? Să trăiesc așteptarea, să trăiesc această așteptare. Dacă încep pe drumul acesta, am pornit, adică am făcut pasul. Nu doar știu că trebuie să mă pocăiesc, eu știu cum e să fiu pocăit, eu știu, dar nu pornesc niciodată. Totdeauna lipsește cheia. Să pornesc. Eu trebuie să pornesc, apoi trebuie să stabilesc ținta, încotro merg care e sensul vieții mele, care este direcția vieții mele, care e scopul vieții mele. Bun, vreau să-L întâlnesc pe Domnul, vreau să fiu gata pentru ziua aceea. Bine, atunci întrebarea este, cum ar trebui să trăiesc în așa fel încât să ajung? Pe unde ar trebui, ce drum ar trebui să parcurg, ce traseu ar trebui să fac pentru a ajunge acolo? Să nu mă trezesc că mi-am propus să-L întâlnesc pe Domnul, dar eu merg pe alte căi. Eu merg pe alte drumuri. De aceea eu trebuie să trăiesc acea așteptare. Și, din păcate, în vremea în care trăim noi, noi nu trăim ca și cum chiar îl așteptăm pe Domnul. Și vreau aici să, să, înțeleg, să înțelegem foarte bine ceva. Uitați-vă în cei 2000 de ani de istorie ai Bisericii. 2000 de ani. În primul secol, în primii ani, creștinii erau atât de, cum să zic eu, de conștienți că Domnul poate veni imediat, încât și-au vândut averile, au dus banii la biserică, trăiau împreună, spuneau gata. Deci eu cred că Domnul vine imediat. Apostolii așa credeau că vine, unii, s-a și răspândit zvonul acesta, nu o să mor până vine Domnul. Adică Domnul vine în timpul vieții mele. Erau atât de conștienți, erau atât de siguri că Domnul vine imediat. Nu ca și cum ar fi ceva rău, dar vreau să facem diferența. Ei bine, după 2000 de ani, noi ajungem acum, în 2022, și știți cum trăiesc mulți creștini? Ei, dar trebuie să iasă încă 666, încă mai sunt, mai avem de așteptat încă. Fraților, eu cred că dacă Domnul vrea să vină acum, astăzi, la ora asta, Domnul poate să vină. Nu trebuie să se mai întâmple absolut nimic. Că noi ne facem iluzii, că trebuie să iasă de undeva, să se mai întâmple ceva. Noi avem tot felul de scenarii apocaliptice. Nu, eu cred că Domnul Iisus poate să vină acum. Creștini adevărați, creștinii autentici care, care trăiesc în așteptarea asta, ei sunt conștienți, nu se uită în istorie, nu se uită în lume și spun ar trebui să se mai întâmple și asta și asta, adică avem noi timp, poate nu vom prinde noi, că trebuie să se mai întâmple, nu știu ce. Eu nu cred că trebuie să se mai întâmple, că poate, nu neg asta, dar eu trebuie să trăiesc ca și cum Domnul. Poate veni chiar astăzi, chiar acum, El poate veni. Și nimeni și nimic nu-L poate împiedica. De ce primii creștini trăiau cu, cu impresia asta și observați, apostolii nicăieri nu vorbesc nici de fiară, nici de anticrist, nici de nimic, ei știau, Doamne, vino, vino, rugăciunea lor era vino și așteptau întotdeauna, trăiau ca și cum Domnul vine astăzi. Ei, noi după 2000 de ani, trebuie să mai întâmple ceva, trebuie să mai fie vreun război mondial, trebuie să mai fie nu știu ce ar trebui să se mai întâmple ca să vină Domnul. Nu, Domnul Iisus poate veni oricând, poate la noapte, avem noi cântarea aceea, tu ești aproape. Poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Să vedeți că noi nu prea mai trăim așteptarea asta. Pe noi ne interesează acum evenimentele, scenarii apocaliptice, ne uităm în jur, războaie, vești de războaie, ne, ne orientăm, toate lucrurile acestea ar trebui să ne spună tocmai că el este mai aproape de noi, mântuirea este acum, spunea Pavel, dar tot cu 2000 de ani, spunea, mântuirea este acum, mai aproape de noi, chiar de 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 față de atunci când am crezut noi. De aceea eu cred că noi ar trebui să fim mai, mai pregătiți, noi ar trebui să fim uh, mai încrezători că Domnul este chiar aproape. Dacă acum 2000 de ani se spunea, este chiar la uși, păi noi acum ce ar trebui să mai spunem? Unde este Domnul? Dacă acum 2000 de ani era chiar la ușă, acum unde este? Poate deja cu mâna pe clanță. Poate deja dă să deschidă ușa. De aceea, noi n-ar trebui să, să, să trăim în alte așteptări. Nu trebuie să mai așteptăm alte evenimente, nu trebuie să mai așteptăm altceva decât că vine Domnul. Asta trebuie să fie așteptarea noastră cea mai mare. Pentru că observăm cum toate aceste scenarii apocaliptice despre care se vorbește foarte mult nu fac altceva decât să-i deruteze pe creștini cu ideea mai este timp, Ei, până se întâmplă asta, până ajunge toată lumea să fie așa, până când, nu știu ce se va întâmpla, nu, Domnul Isus poate veni oricând, El chiar astăzi poate să vină. De aceea ce se cere de la noi, se cere veghere, atenție să cere de la noi curăție. Să fim astăzi, spunea el, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul casei, ca să-i deschidă ușa. Să fii pregătit, să fii gata, să fii în așteptare, pentru că el poate veni oricând. Și îmi place aici, Domnul Iisus spunea, fie că vine la întâia strajă sau la două, sau a... Nu contează. El poate veni oricând. Niciodată, niciodată, vedeți, când e vorba de venirea Domnului, niciodată nu ni se dă ceva precis. Totdeauna, poate veni mai devreme, poate veni mai târziu, fecioarele încelepte, unii au crezut, gata, vine repede, acum, acum, și Domnul a zăbovit puțin, alții au crezut că poate vine mai târziu, dar a venit mai devreme, nu știm. Cu privire la venirea Domnului, un lucru trebuie să fie foarte clar pentru noi. Noi nu știm când va veni, noi nu putem ști când va veni noi, dar mai ales noi nu trebuie să știm când va veni. Noi nu trebuie, nu avem nevoie de asta. Nu avem nevoie să știm altceva. Cum ar trebui să fim noi? Să fim gata. Să fim cu candele care să lumineze unde lemnul, rezerva noastră, să fie gata, noi să fim gata, să fim pregătiți, să nu spunem, Doamne, mai așteaptă! Nu va mai fi timp! Și pildele Domnului Iisus vis-a-vis -vis de venirea Domnului ne arată că nu va mai fi timp. Fecioarele nechipzuite au spus, mergem, cumpărăm, tranzacționăm, mai cerem, mai împrumutăm, ne descurcăm, mergem prin sat, avem timp. Păi bine, au crezut că au timp. S-au dus, s-au făcut, au venit, au rezolvat problema. Dar ușa era încuiată. Era prea târziu. Nu au mai avut timp. Și așa ar trebui să trăim noi. Pentru că dacă vine Domnul, noi nu vom mai avea timp. Nu vei mai avea timp să ceri iertare. Nu vei mai avea timp să rezolvi problemele. Nu vei mai avea timp să te pocăiești. Nu vei mai avea timp să te mărturisești. Nu vei mai avea timp să te botezi. Nu vei mai avea timp să slujești. Nu vei mai avea timp să dăruiești. Nu vei mai avea timp. E prea târziu. De aceea noi astăzi trăim acel timp. Noi acum avem timpul. Acum este vremea în care putem face lucrurile bune. Acum putem să ne pocăim. Acum putem să ne cerem iertare. Acum putem să ne împăcăm cu Dumnezeu. Acum putem să dăruim lui Dumnezeu. Acum putem să-i slujim lui Dumnezeu. Acum putem să ne pregătim. Acum putem să ne sfințim. Atunci nu va mai fi timp. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vedeți același eveniment, dar cu consecințe diferite. Mi s-a spus, venirea Domnului pentru unii va fi pedeapsă, pentru alții va fi răsplată. Pentru cei de la dreapta va fi bucurie și ei vor spune, Doamne, cât te-am așteptat, slavă Domnule, atât m-am rugat, atât m-am pregătit, atât m-am ostenit în viața asta. Iar alții vor avea parte de durere și același eveniment. E aceeași zi, ziua Domnului. Pentru unii va fi bucurie, pentru alții va fi durere, va fi tristețe. Pentru unii Va fi răsplată, pentru alții va fi pedeapsă. E același eveniment. E aceeași viață. Cu 24 de ore într-o zi, cu 7 zile într-o săptămână, cu 365 sau 366 de zile într-un an, e aceeași viață pe care o trăim, dar observăm cu așteptări diferite. Fiecare o trăiește cum vrea. E același cuvânt dar cu înțelegeri diferite. Aceeași predică și unul înțelege într-un fel, altul înțelege altfel. Același Dumnezeu, dar cu religii diferite. Vorbește Domnul de același cuvânt și totuși oamenii înțeleg diferit. Însă cred că fiecare dintre noi am înțeles în această zi că ceea ce trebuie să ne intereseze mai mult decât scenarii apocaliptice, mai important decât toate este cuvântul lui Dumnezeu față de noi, cum ar trebui să fim noi, ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Cred că asta ar trebui să studiem noi cel mai mult. De asta ar trebui să fim noi cel mai interesați, mai ales de venirea Domnului Iisus. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că atunci, în ziua aceasta, și vreau să închei, în ziua Domnului, sentința o va rosti Dumnezeu. Sentința o va rosti Dumnezeu. Nu oamenii. Nu biserica. Nu vreun papă, nu vreun pastor. Adică nu el îți va spune, tu mergi în iad, tu mergi în rai. Acum noi ne grăbim. Trimite în iad pe unul, îl ducem pe altul în rai. Sentința însă o va rosti Dumnezeu. Dumnezeu va face dreptate. El n-a lăsat nici în mâna mea și nici în mâna ta destinul altor oameni. Tu în mâna ta ai doar destinul tău. Tu poți decide eventual doar dacă tu vei merge sau nu în rai. Atât nu-i nu vei putea duce pe alții că vrei tu, că iubești, că sunt simpatici și nu-i vei putea trimite pe alții în iad, că nu-i suporți tu. Nu, nu. Sentința o va rosti Dumnezeu. Dreptatea o va stabili Dumnezeu atunci. Trebuie să știi că deosebirea o va face Dumnezeu, că noi facem deosebiri de un fel sau de altul. Noi putem face tot felul de diferențe între unul și altul, însă deosebirea o va face Dumnezeu. El el va despărți atunci omenirea. El atunci va face separarea. Și el cunoaște totul. El știe totul. Dacă am face noi ca oameni, noi suntem limitați, noi suntem subiectivi, noi după cum gândim, după cum am știut. Însă, el cunoaște totul. El este drept, el este sfânt, binecuvântat să fie în numele lui. Și de aceea, dacă ești sincer cu Dumnezeu, dacă. Îl slujești cu adevărat pe Dumnezeu, vreau să spun, nu ai de ce să te îngrijorezi, că mântuirea ta vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul mântuirii noastre. El mântuiește, nu altcineva. Că dacă ar fi să decidă oamenii, poate oamenii te vor trimite în rai sau în iad după cum li se pare lor. Dar Dumnezeu este cel care mântuiește. Dumnezeu este cel care face dreptate. De aceea, dacă ești în pace cu Dumnezeu, dacă asculți de Dumnezeu, fii sigur că Dumnezeu este cel care te va răsplăti. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și cred că una din, din rugăciunile pe care ar trebui să le facem, rugăciunea domnească, conține acolo o propoziție pe care ar trebui să o rostim tot mai des. Doamne, vie împărăția Ta! Vie împărăția Ta! Facem de multe ori rugăciuni, cerem, poate ne rugăm pentru bonlav, ne rugăm pentru multe lucruri în viață, Însă eu cred că rugăciunea cea mai fierbinte a unui creștin este să vină Domnul. Când ai așteptarea asta, ai trăirea asta, ai, când asta este dorința ta cea mai fierbinte, să vină Domnul. Așa se salutau prima dată creștinii. Noi acum ne salutăm cu pace, pentru că probabil asta lipsește cel mai mult și asta e nevoia noastră cea mai mare. Primii creștini se salutau cu cuvintele Maranata. Domnul vine. Domnul nostru vine în curând. Asta era dorința lor cea mai mare, asta era nevoia lor cea mai mare, era așteptarea lor cea mai mare, să vină Domnul. De aceea și noi rugăciunea aceasta, să ne rugăm și să îi cerem lui Dumnezeu să vină mai curând. Dar ca să vină El mai curând, trebuie și noi, și noi să fim gata, pentru că degeaba îi spunem să vină mai curând, dacă venirea Lui va însemna pentru noi pedeapsă. Trebuie să fim gata, trebuie să fim pregătiți. Doamne ajută, Doamne de izbândă, amin. Ne rugăm, Domnul.